toți urmăritorii canalului. Se lansat. O zi frumoasă a fost astăzi. Primăvăratică. A plecat valențiana. Că pălăgosul după ea, e perecheată cu ăsta. Imediat îi chemăm la boabe, dar prima dată îi agităm un pic așa. Când încep să mănânce, se pun jos și nu mai e un alt cadru, o altă dinamică. Dreapta, Horseman în mijloc, încălțat. Stânga, valențiana, acum e în mijloc, valențiana. Horseman iară în stânga. Încălțat. Alt încălțat. Ia uite-i, ia uite-i. Un pui tânăr. Scos doi pui acum în ianuarie, am înțărcat la început. Frumușei. Doi masculi, Horseman. Unul înțărcat în luna decembrie, cel din stânga. Dar o piesă fain dezvoltată. Frumos așa. Ia doi frați. De anul trecut. Așa e o păpușă de anul trecut. Scos și aici la mine. Cu referințe păsările mele, un descendent tot timpul au de la mine. Sau un ascendent, da.
Mahula. Mahula. Ia uite. Ia uite, la albastru ăsta urmează să-i aduc o femelă de la prietenul meu Doru Lupșa săptămâna viitoare, probabil. Acolo doi puișori de sacrificat cât de curând. Hai să le aruncăm boabe. Hai să le dăm cu boabe. Ia uite ce frumos e să... S-a făcut acolo o pereche. Bun. Femeia mea e scoasă la mine. Masculul l-am luat din Târnăveni. E la domnul Hegeș Octavian. Ia Tavi. Încă nu l-am reprodus, dar e un mascul care mie mi-e drag și la un moment dat intenționez să-l folosesc. Ia, s-au liniștit păsările. Păsări tinere. Doar că masculul ăsta avea femelă. Alta. Vedem un pic ce s-a întâmplat. De ce urmărește el pe aia? Și-o fi luat și ăsta două. Și-o luat și ăsta două, bulanul. Nu, uite că și-o luat două. Un tăpălăgos care și-o luat două femele. Cealaltă este aici pe cuib. Aluie. Aluie. Hai să dăm cu bobenii. Uite mă cum o bate la cuib și pe aia. Și are una pe cuib și o bate pe asta la cuib. Luăm canciocul. Oh, e plin aici de pe bogăție. Ia uite ce e aici. Ia uite ce e aici. Gălâmbi, porongi, mai zice și porongi. Cocoșul ăsta se cere la supă. Na, fain așa. Aha, deci ați văzut și voi, da? Bun. Am imagine. Iar lui tata dacă întâmpin
debate-uri. Uite-l, mă! Îi arătăm imaginea. Poate îl convinge să staie de bună voie. Varianta a doua este să-i dispară subit. Că doar cu mașina, îl bag în portbagaj și îl tai eu, nu? Mizerabilul. Mizerabilul să-mi vizeze el mie tăpălăgoșii. Uite că s-o da jos și valencianul de pe cuib. Negru. Ia uite-l cât e pe lângă tăpălăgos. Femeluță de anul trecut, din 2022. Argintia aia. 14 pene în coadă. Coadă lată. Trebuie să mă ascult de la dorul ușa. Gutu. Care a ieșit la selecția. Se încadrează la standardul încălțatului de Transilvania. Roșu stare vreo 6 ani aici. Jumătate pomeran. Neagra aceea cu capul alb cu gușă este o nepoată de-a lui. Andalus și Ridius. Andalus și Ridius. Andalus și Ridius. Pe Horseman. Și un faded. Și ar Ridius. Și iar Andalus. Și iar Andalus. Și iar Ridius. Am o piesă care îmi place de anul trecut. A nu se înțelege greșit. Nu este o pasăre care se încadrează la standardul încălțat de Transilvania. Deoarece este un bănățean acesta. Este altfel pentru că așa sunt ei. Astea sunt diferențele. Între ardelenești și bănățenești. Horseman disponibil în 2022, fiu din campionul de la națională, 500 de lei, am mai zis și o să mai zic până nu o să mai fie de dat sau până o să se dea. Și el și fratele lui, ei sunt 3. Al treilea rămâne aici. Un faded solzat.
culoarea aceea care o știți pe texani, pe femelele de texani. Și ăsta e de dat, se tot frate cu ei, în același mascul, campion la național în 2022, dar cu altă femelă, acesta este reprodus în 2021. Bănățean. Ne onorează cu prezența și valențianu. Negrul reprodus la mine anul trecut dintr-o pereche din Spania și care deja are pui la mine. Haide cum s-a dus femeia după el, alta. Are cui, femeia lui este din nou pe ouă. Din nou, s-a întors asta la el. Enamorezul. Este un mascul. Un mascul care a venit după femeia aceea. Poate că da. Mascul tânăr. Un tânăr mișto. Hai. Te desprinzi puțin de acolo. Să te vedem. Așa. Așa. Un bobat pe roșu cenușiu. Dacă virgulă căutați la mine pe canal desenul Pac și Bobătura, este un clip. Masculul acela bobat de acolo pe negru este bunicului. Este o bobătură pe care eu o lucrez, o am în volieră de vreo 20 de ani. Dar până în acest an am avut urma pe negru, roșu recesiv, apăru la mine în volieră odată cu păsările din Ardeal. Mă refer pe păsările care le am acum. Ce vreau să zic este că bobatul pe negru este mai aranjat, puțin mai spectaculos, puțin mai frumos. Un pic de culoare. Schimb pe roșu cenușiu, da. Pasărea este mult mai
mai este mai mult alb. Mai puțină culoare pe el. Asta este tatăl lui. Asta este fiul din bobatul acela pe negru de care vă ziceam că îl găsiți pe clipul cu desenul pac și bobătura. Cel bobat pe negru este tatăl ăstuia. Este un bobat pe roșu cenușiu. Nu se vede din cauza culorii roșu cenușiu. Asta este fiul lui, același lucru, o pasăre mai mult albă. Ne mai aruncăm un pic de bobe. Că mai sunt vreo două pe aici și nu sunt mâncate. Hai să-i momim. Hai să-i momim totuși. De ce nu? De ce nu? Mai facem așa o zvârleală mică. După care închidem clipul și încep să... Să umblu un pic pe la ei, să-i mai iau în mână pe unii, să văd ce mai au în cuib. S-a pomnit ouăle, nu s-a pomnit ouăle. Să le pun un pic de vitamine. Le pun un pic de ei. Să tot tumpui, vă ziceam că am scos doi în decembrie, la începutul ianuarie, i-am adus aici, ăla este unul și ăsta este altul, de banat amândoi. Nu știu ce sunt, dar intenționez să-i dau. Unul la Radu Moisa, Franța și unul la Nelu, Negrea în Hodoni. Încă nu i-am zis lui Nelu, dacă se uită la clipul ăsta să aibă o surpriză. Unul e lui și unul e lui Radu. M-am gândit ăsta să-i dau lui Nelu, îmi place lui desenul ăsta foarte mult. Și pe de altă parte, Radu nu are bobătură acolo în Franța. De asemenea, aia este un pic mai lunguță, aia de sus, da? Aia. Iar porumbeii lunelor sunt un pic mai scurtuți. Și ăsta e un pic mai scurtuț, iar porumbeii lui Radu sunt un pic mai lunguți. Așa, așa merge treaba cu porumbeii. Trebuie potriviți. Da, uite aici, avem spectacol. Mascul Ridius. De 2022 este fratele masculului Ridius Dungat, pe care l-am împerecheat acum cu femela roșu recesiv din UK. Este frate cu acel Ridius Dungat. Este un frate șmecher, îmi place tare mult el. Are femela, are cuiba și a judecat, s-a aranjat. S-a aranjat băiatul. Bun. Hai să închidem. Ne-am zis în următorul clip. Salut băieții!